Da, am fost o varietă mare internațională, dar acum nu mă mai recunoaște nimeni și nu mă lasă să intru aici la X Factor să fac. Și mă lăsați dumneavoastră, dacă vă rog frumos. A început, mă? A început! Fiți atenți că a început X Factor. Îmi pare foarte bine, Stefan. Dorin, îmi pare bine. Vreau să jurizez și eu măcar o piesă, una. Eu vreau și ceva cu care să mă îmbrac, dar cu ce ștergi tu praful pe acasă? Nu, e de plastic. Eu vreau să văd ce este în spatele unui mare artist. Hai, mă! Bă, dă-mă jos, că mi-e frică. Iată, bună ziua și bine v-am găsit la primul episod Extra Factor din acest nou sezon X Factor. Eu sunt Ilona Brezoianu, o actriță mare, celebră. Hai mă, aplaudați! Aplaudă, hai! Astăzi o să vă prezint cum eu pot să intru la orice emisiune fără niciun fel de problemă, pentru că eu sunt cunoscută în toată România, în toată țara. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, unde mergeți? Păi la X Factor cam aici o treabă, am de făcut ceva, deci... De ca aici și... intră numai VIP-urile. Numai VIP-urile. Rău, da? Păi mă cunoaște toată lumea, uitați, dacă eu fac un semn așa, haideți vă rog toți! Dacă adunați 25, atunci este ok, v-ați calificat, sigur. Ați trecut de first level. Sigur, da? Haideți să filmăm cei 25 de fani, mulțumesc frumos! Hai copii, faceți frumos, mă, că mă faceți de rușine! Mă, nu mă mai recunoaște nimeni și nu mă lasă să intru aici la X Factor să fac și mă lăsați dumneavoastră, dacă vă rog frumos. Da, am înțeles. Deci nu se poate. Gata, băieți, am făcut rost de badge, da? Ilona Brezoianu, după cum ați văzut, scrie pe el. Haideți, vă rog, să intrăm, că domnul acum o să... Noi suntem cu badge-ul. Mulțumesc frumos, nu trebuia. Eu sunt cu badge-ul, da? Am badge. Hai, băieți! Cum se fac calitații ei? What? Haideți, băieți! Am ajuns aici, în, practic, în culisele acestui show de mare anvergură care se numește X Factor și aș vrea să vă arăt cabinele celor mai mari vedete din țara asta și din România și din toată Toma Pamondu, care nu există vedete mai mari. Deci avem aici Răzvan și Dani, ei au cabina lor, proprie și personală, ca să mă înțelegeți. Mergem mai departe. Sorin Listei aici, oameni buni. Bună, Sorin. Sorin, da? Da, te pup, ce faci? Florin, scuze. Așa, el are și el cabina lui, ca de obicei, pentru că este o mare vedetă, îmi pare foarte bine să te pup. Sorin, îmi pare bine. Ca tine așa am o, ca și cum nu trebuie ceva, știi, o chestie, dar nu contează, spun altă. Mergem mai departe, aici este cabina Loredanei, Loredana, da, uitați-vă. Aici avem cabina Deliei, da, iată, ea este acolo, este... Te pup, uite, mă cunoaște, mi-a făcut semn, mă știe, am niște emoții, oameni buni, vă spun, eu n-am văzut atâtea vedete niciodată, e prima oară când văd. Ți-au intrat banii de aici? Bună ziua, avem aici cabina, stai să închidem să nu se vadă cine știe ce. Ștefan Bănică, oameni buni, atenție! Și aici avem oameni buni, vreau să vă prezint cea mai șmecheră cabină de pe platourile X Factor. Cabina Ilon... Tai-o, adică asta o să tăiem. S-a făcut o încurcătură. Fii atent, eu am fost o vedetă mare la viața mea și tu știi asta că ai lucrat cu mine. Da, am lucrat, dar nu erai chiar așa mare. Bine, eu am vrut să confirm și tu în fața camerei că eu am fost la un moment dat o vedetă mare care avea cafeaua mea. Snacks-urile mele? A fost, asta este. Mulțumesc, Vali. Hai să mergem. Îți place toată lumea de fericită bună. Bun. Să-mi dai și mie, te rog, un pic. Sigur, păi. Că m-a luat de la televiziune, da? Eu sunt de la televiziune, să știi. Și am fost actriță la viața mea. Auzi? Da. Hai să ne și îmbrăcăm, că de machia ne-am machiat. Bună ziua! Aș vrea, dacă se poate, un costum, un de pies, așa, la pantofi cu toc și mi-ar plăcea foarte mult niște accesorii, niște cerceluși. Păi mie îmi trebuie astăzi, că eu astăzi performez pe scenă. Coace, Doamne, prunele, să golim paharele. Da, nu concurez astăzi, nu pot, că am pe gât, am o chestie, am o... N-ai da. Voce? N-ai... Nu am voce, dar nu am acum. Da, sigur am emisiunea care trebuie? Trebuie? Da, băieți, filmați-mă și pe mine. Tu ai cabina? Ai unde să stai? Nu, n-am, îmi pare rău. Nu. Poți să scrii acolo cu marker, scrie sub Florin, stai, scrii Bruce Ilona și stai cu mine în cabină. Pot să-ți aranjez cămașa în fiecare zi. Da. Când ai nevoie de ceva, o apă, un suc, îmi zici. Eu am făcut 5 ani de școală, de actorie și pot. Cabină, avem? Auzi, poți să ai telefonul la tine? Da. Poți să pui un story cu mine dacă te rog frumos? Hai. Te iubesc. Aici sunt mai vedete, toate vedetele sunt aici. Hai.
Te pup, Sorin. Poți să faci asta în fiecare pauză? Da. Aici e cafea gratis. O să-mi fac și eu una, fiindcă nu mă las până nu iau tot ce prind aici, vă spun. Auzi, lasă camera și asta, să o bagi un portbagaj dacă e, da? Aoleu, dar dacă fac zgomot? Hey, a început emisiunea, hai să mergem. Gata. Aici să dau interviuri serioase. Nu pot să mă infiltrez. E maximul mai de bun, nu mă prinde. Delia, să-mi ții și mie un loc lângă tine, te rog. Mamă, ce frumos, ce emoționant. Voiam să vă rog dacă puteți să-mi țineți și mie un scaun acolo la masa juriului, că vin și eu mai încolo. Acum nu pot, că mai am ceva de filmat. Mulțumesc, da? Mulțumesc frumos. După cum v-am obișnuit, aoleu, stați un pic. Bună ziua. 24, 26, 22, 21. Mulțumesc, nu trebuie să vă... Ce vreau să vă spun acum în momentul ăsta este că vom merge și anume să vorbim cu câțiva dintre concurenții care vor performa și anume pe cea mai jămecheră scenă din România, pe unde urcă numai vedete, numai oameni bine ca mine. Haideți să vedem, să vorbim cu ei. Idora! Mă da afară dacă aude. Da? Faceți pe... Hai toți, acum o vocaliză și... Hai! Ce ți se pare ok? Ce se întâmplă? Baftă, vă țin pumnii și abia aștept să vă aud. Sunt acolo. Undeva pe lângă, nu acolo, că eu acolo n-am cum să intru. Merge. Hello everybody, stăm de vorbă cu Adrian Mihai Petrache. Oameni buni. Bună ziua. Ce faci, ai emoții? Am, normal, ca orice concurent. Da? Am emoții. Voi cânta o piesă de la Ray Charles. Wow, aleu! Foarte tare, vrei să te căsătorești cu mine? Eu aș vrea. Că ești foarte drăguț, foarte frumos. Câți ani ai? Ce zodie ești? Rac. Fii atent că eu știu de ce vreau să mă mări cu tine. Spune. Că am auzit că tu ești foarte bogat, în primul rând. Am auzit așa. Că ai niște neamuri așa mai... Care? Ia zi. Am auzit. Hai, eu spune, ceva, te rog. Un zvon așa, păi dar nu vreau să... Poate ai auzit altceva. Am auzit spune. Că ești rudă cu Florin Sanam. Eu sunt mare fan. Așa. Sunt... E adevărat? Da, e unchiul meu, da. Dar poftim. Nu cred că na, are vreo legătură cu momentul meu de astăzi. Sunt convinsă. Păi și voiam să te mai întreb dacă ai să-mi dai și mie 100 de lei până mâine. Eu ți-i dau că nu te aștepți. Nu. Aici e chestia. Dacă pot împrumuta cu un sărut, cu altceva, da, 100 de lei n-am. Nu. Măi nebunule, eu sunt pe combinație aici cu Sorin Ristei, care e în juriu. Păi și dacă el e aici, de ce încerc mie 100 de lei și nu-i cer lui? Păi dar el n-are săracul, că nu i-au intrat banii de aici, ai nebunit? Adică de unde? Bănuții și tu doar te ai și tu dreptate, ai și dreptate. Liniște acolo că am și eu de făcut un interviu la televiziune, băieți. Stăm de vorbă cu... și cu... Cu Vlad. Practic formația Vlad. Deci am înțeles că în seara asta s-a legat de o formație. Am primit de fapt 3 de da la etapa cu bandul. Nu sunt aia să am avut ca și tu împreună. 4. Băieți, mulțumesc. 4 de da de la mine. Tu înțeleg că ești așa puțin trist, necăjit că n-ați luat 4 de da? Bă, eu pot să pun o vorbă, dar nu știu dacă acum, nu știu, vreți neapărat să luați 4? Cine va da nu? Florin. Vai de capul meu, Florine, ce ai făcut, Florine, mai nenorocit? Am vorbit cu doi băieți afară și mi-au zis, domne, că era unul, era pământ, negru era de supărare, că i-ai dat nu, frate. Mi-a luat apărarea, sper. Eu? Da. Da, normal că ți-am luat apărarea. Nu știu ce să zic, că nici el nu e, dacă e să stau să mă gândesc. Acum, sincer, nu vreau să, că nu, asta o tai eu la montaj. Bă, dar nici el. Scârție, da, scârție. Cu ce vă ocupați voi în viața de zi cu zi? Așa? Și în domeniul transportului. Păi și ce v-a apucat chestia asta cu cântatul? Nu luat așa de cap să păi nu era mai bine? Tu ești dispus să renunți la tot ce faci tu acolo la calculatoare și la banii aia ca să cânti? Și tu și mai rămâi? Mai rămân, mă duc la mare un pic, mă distrez. Da, și eu aș vrea să merg la mare, dar stau foarte, foarte prost cu banii zilele astea. Te duci singur? Ai mașină? Să vedem dacă are verighetă. Nu are. Băi, să închideți camerele că eu mă duc el până la mare, mă întorc, sărut mâna. Suntem aici cu Julian. Julian? Julian. Hello Julian. How are you? Yeah, I'm fine. Thank you for asking. You speak English very well, but my English is very bad. Ah, bă, ce să zic, bă? Da acolo, la mine la țară nu mai așa. Eu vreau să te întreb, tu ai fost acum pe scenă, eu te-am văzut momentul și m-am distrat foarte tare, mi-a plăcut foarte mult ce ai făcut. When my rhythm start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more.
ești un tip cu super personalitate. Toată lumea, am vrut să fiu cât mai natural, cât mai carismatic și să fiu acceptat, știi, și cu bune și cu rele. Tu ești cu cântat de copil, da? Adică îmi place să cânt, îmi place pian, îmi place chitara. Wow. Dar n-am făcut niciodată la modul profesionist. Mhm. Înțelegi? Adică am fost mulțumit dacă îți cânt o piesă și îți place și te cuceresc. Mamă, dar știi ce mă gândeam? Că știu că tu ai compus o piesă, din ce am înțeles, că vrei să faci un duet cu Delia. Așa mi s-a șoptit în cască, deși n-am cască, dar mi s-a șoptit mie. Păi că ți l-am luat eu. Exact. Și vreau să-și spun că dacă nu vrea să-l facă, eu-l fac, eu mă bag să-l fac, să știi. Mulțumim frumos, Julien. Te pup și îți doresc multă baftă în continuare. High five și ținem aproape. Sigur. Mulțumesc, băieți. Da, părerea mea e că acolo nu știu exact, dar a fost frumos așa, nu știu, ca și moment, ca și, eu zic că e ok, da, îmi place. Da, doamnă, să vă ajut și eu dacă e că, da și la mine să vă ajut și eu, mulțumesc frumos.